tăcerea inimii catena. Avem nevoie de smerenie. Smerenia duce la iubire. Iubirea duce spre Dumnezeu, spre calea adevărată. M-au arestat, m-au ținut într-o cămăruță foarte îngustă, în lanțuri, cu picătura chinezească. Simțeai că îți găurește capul, picătura aia, pic, pic. Trebuie să iubim, Doamne, și să respectăm pe El. Nimic fără Dumnezeu. Acel minunat nihil ține de om. Nu putem să-l uităm. A fost înscris pe drapelul țării. Am fost un călător în viața mea, un privac, dar s-o cotesc cu toată răspunderea simțirii și gândirii mele de azi că nu am greșit. Tot ce am trăit în acești ani, bucurii și amaruri, împliniri și eșuări, răscolitoare căutări, experiențe unice, aducătoare de lumină, dar și de întuneric, prileji de bucurii nemăsurate și de tristeți de neimaginat, toate au meritat să fie trăite în dimensiunea lor de o copleșitoare și nebănuită complexitate. Aceste experiențe au avut în unicitatea lor sens, de ce nu, finalitate. Comara sufletului meu, ascunsă cu strășnicie, a primit o nestemată a cărei valoare nu poate fi măsurată de noi, vieții muritori. Se impune ca și de această dată, repetatul cu sau fără voia mea, să mă ajute în încercarea de a aduna și scădea în aceeași măsură fapte divine, dar și de posibil rău, ce în tumultul atâtor ani de căutări și încercări și-au făcut loc în șerpuitorul drum al existenței mele, ce s-a dorit purtătoare de sfinte însemne între ale faptei și credinței. Aici, la locul ultimului popas artistic, înainte de revenirea foarte dorită a sufletului meu pe scenă, mă înclin la rampă pentru aplauze. Toată viața mea am dedicat-o vouă spectatorilor. Acestui crez tot cuprinzător mă închin cu toată smerenia și respectul celui ce a încercat și uneori a izbutit zidirea unui fapt de lumină și credință în oameni și Dumnezeu, doar El să ne ajute. Nu știu de ce, dar întotdeauna, în spatele domnului Constantin Codrescu, am simțit că el are un sufleur. E Dumnezeu care suflă. Suntem în Germănești, Snagov. Aici trăiește de ani buni actorul Constantin Codrescu. Eroul destinelor de astăzi nu este numai actor. A fost și regizor, și profesor, și ctitor de teatre. Un ctitor care și-a scos inima din piept și-a pus-o pe scândura scenei. Un artist care a jucat bucuriile și tristețile așa cum le-au scris alții, împachetându-le apoi în propriile bucurii și tristeți. În viață. Aici trebuie să fie. E cineva acasă? Poftiți, vă rog. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Dumneavoastră trebuie să fiți mama. Eu sunt în persoană. Bine ați venit la noi. Mă bucur să vă cunosc. La fel. Și undeva pe aici trebuie să fie domnul Codrescu, nu? Sigur că da, vă așteaptă. Ce loc minunat aveți aici. Poftiți, vă rog, luați loc. Mulțumesc. Ce faceți? Gândeți, cum am mers? Foarte bine. Mulțumesc că ne-ați primit în universul acesta al dumneavoastră. Atât de frumos, de aici, în oaza de liniște. Nimic fără Dumnezeu. Da. Da. Și suntem în... septembrie 2020, adică 2020. Da. O... înregistrarea emisiunii care va inta pe post pe data de 1 decembrie. Super. Ce vă spune dumneavoastră 1 decembrie?
Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Zi sfântă pentru neamul ăsta al nostru. Zi de stimat, de respectat, de prețuit și din fericire de se va putea să fie transmis mesajul și mai departe. Pentru generațiile acestea minunate, dotate, hărăzite, dar câteodată prea ignorante, mai ales în ceea ce privește spațiul în care trăim, această tristă, frumoasă, dureroasă, minunată România. Ați descris România exact ca pe viața dumneavoastră, cu tristeți și cu bucurii. Așa e viața. Și cu minuni. Așa e viața. Cartea a stat la baza unui film, un film documentar cu același titlu, Un timp prin care am trecut, și cumva dumneavoastră v-ați deschis sufletul unui om, Silviu Radu. Da. Cine este acest regizor și de ce tocmai el? O pală așa destinului ciudat. Tot aici, în curtea asta, puțin mai în spate. M-am întâlnit într-o zi cu el, a venit cu un fost elev, student de-a meu de la Brăila. A venit, mi s-a recomandat. Era brăilean, pentru mine cuvântul ăsta, Brăila asta, are un conținut deosebit. Poate să vorbim mai târziu un pic. Și așa s-a întâmplat ca strângerea de mână pe care am avut-o cu acest foarte bun prieten al meu la ora actuală să se materializeze cu filmul pe care el l-a făcut. Și aici noi vedem secvențe cu maestru Constantin Codrescu din filmul pe care tu l-ai produs și l-ai regizat. Și bineînțeles că vine firesc întrebarea de ce acest proiect, de ce tocmai tu, de ce ai avut această onoare de a fi primit în viața domniei sale. De ce, Doamne? Da. L-am cunoscut pe maestru Constantin Codrescu prima dată când eram copil pe ecrane. Fascinat fiind de amploarea personajelor pe care le interpreta, un om care a știut, așa o vedeam eu atunci cu ochii de copil, nu eram specialist ca fiecare copil, na. Mi-aduc aminte, fugeam de la ore ca să ne ducem la cinema și ne ascundam în spatele, după ce se termina filmul, ne ascundam în spatele ecranului să mai rămânem o dată la film, pentru că nu aveam bani de bilete, bineînțeles. Peste timp, iată, Dumnezeu a făcut, da, ca eu să mă cunosc cu un brăilean care e actor și el la rândul lui. Și în acele vremuri eu căutam o figură patriarhală, după cum se vede, pentru un proiect cinematografic al meu dinainte acestui film pe care vreau să-l produc. Și căutam o față așa de paroh. Îmi spune, măi, îl știi pe maestru Codrescu? Îi zic, cum să nu-l știu? Adică pentru mine ar fi o bucurie, dar acceptă. Hai să mergem la el acasă să vorbim. Și nu m-am dus la el acasă. Aia a fost prima întrevedere cu el. Care a fost impactul în fața unei personalități? Starea mea, sinceră, starea mea, și recunosc acum și sunt sincer, e fără respirație. Deci când te afli în fața unui om care se identifică cu parcursul teatrului românesc, cu 60 de ani de carieră în spate, un monument al cinematografie și teatrului românesc, să spunem așa. Și cu o voce și nu mai spunem de radio, da, o voce de radio extraordinară, e fără respirație. Prima senzație e ca și cum ai urcat pe Everest și te-au izbit în plămâni lipsa tuturor formelor de respirație. Apoi m-am liniștit, da, și am început o discuție cu un om care mi-a arătat prietenie instantaneu. Un om deschis, o familie extraordinară, un loc în care te simți, deși nu ești acasă, de fiecare dată ca acasă. Același lucru l-am simțit și noi și, bineînțeles, adaug și onoarea mea și a echipei de la Destine ca în filme de a pătrunde cumva în universul domniei sale pentru acest destin ca în filme, pentru că, sigur, este un destin ca în filme.
Mi-e drag să vorbesc de tine, puiule. Și ceea ce mi-e și mai drag este că au trecut ani, te-am văzut după aceea jucând în diverse piese, te-am urmărit în filmele în care ai apărut, ca în moment dat să nu se oprească acest haiduci lui Șapte Cai, Zestrea, Săptămâna, și să fim parteneri în filmele cu Mărgelatul, în care tu faci iarăși un rol în care îi stăpânești pe toți ăștia care sunt oamenii lui Bălcescu și se vede pe tine că ai personalitate, că ai greutate, că poți fi ascultat, că chestiuni care, cu care te naști, astea nu se construiesc, pot să fie din felul tău de a te impune ca actor în rolul pe care îl joci. De asta te-am admirat întotdeauna. Iar cel mai tare te admir pentru bunătatea ta. M-am gândit mult ce capitol al vieții să-l dezvolt cu dumneavoastră și am ales, desigur nu întâmplător, teatrul. Da. Da, e un sens, e o viață. Exact, o viață pe scenă, acolo unde v-ați pus sufletul. Da. Și mă gândesc, bineînțeles, și la primul spectacol, 1949. Da, da. Așa s-a călit oțelul. La Teatrul Național era rolul principal, regia lui Ioana Aurel Maican, spectacolul care mi-a deschis o perspectivă superbă. Am avut bucuria de a fi angajat în 1949, deci am fost angajat ca actor la Teatrul Național, datorită directorului de atunci, care a fost în viața mea și cu foarte multă lumină și chiar câteodată cu regretat întuneric, Zaharie Stancu, un om foarte, foarte special. Acea filă de destin care mi-a fost hărăzită mie a fost ca la liceul Sfântul Sava, la Colegiul Național Sfântul Sava, unde am fost elev, să se producă această ciudată și necrezută pagina destinului. Teatrul Național, pentru că nu mai avea sediu, a poposit cu o sală, avea trei săli, chiar patru, și la sala de festivități a liceului Sfântul Sava. În mijlocul acelui liceu, sufletul meu palpita pentru teatru. Am făcut figurații, am plătit niște corigențe la liceu, că fugeam, în loc să mai să-mi văd de școală, îmi vedeam de teatru, dar asta a fost chemarea pe care am slujit-o și care nu m-a iertat niciodată, și în bine, și în rău. Cum erau acei ani de început? Cum erau spectacolele în acei ani? Erau extraordinare. Erau o pleiadă de actori uriași, uriași. Plutești undeva între ființă și neființă. Atunci, nici în primele zile ale căsniciei noastre, nu m-a iubit. În timp ce reprezentantul guvernului român nu este primit la tratativele de pace. Destinul a făcut să și ctitoriți teatre. Câte teatre ați ctitorit, știți? Am avut tot timpul setea asta nebună de a face ceva ce cred că era nou. Uzina Semănătoare, am făcut un teatru nou în Uzina Semănătoare. Ceea ce a fost superb, cu oamenii de acolo, care erau prieteni nemaipomeniți, erau oameni drăguți, foarte ciudați, dar superbi, cinstiți și corecți, și o mână întinsă și strânsă rămâne așa să fie pe viață. Am fost, poate, părtașul direct al lui Mihai Raicu atunci când s-a înființat secția română la teatru din satul mare. Am fost într-un moment în care Turda avea un declin. Am reușit să
conturăm și să revigorăm acel teatru. Am fost creatorul mijlocit și nemijlocit al Institutului de a secției române, Institutului de Teatru din Târgu Mureș. Am fost cel care am ființat și care am fost alături de secția română a teatrului din Sfântul Gheorghe, iar teatru, secția română a teatrului maghiar din Sfântul Gheorghe. Am fost martorul și creatorul teatrului de mai târziu al teatrului din Buzău. Povestea teatrului din Buzău, aceea prin care s-a transformat din teatru popular, un teatru foarte cunoscut înainte de 90, în teatrul George Ciprian, primul teatru de proiecte din România, primul teatru de stat de proiecte din România. L-a cuprins și pe Constantin Codrescu, așa cum, de fapt, Constantin Codrescu mai participase la înființarea altor instituții, a altor teatre. Primul spectacol la care am lucrat, am colaborat ca secretar literar, îl cuprindeau în distribuție și făcea și regia, tot pe domnul Constantin Codrescu și nu numai pe el, ci și pe Ion Lucian. Atunci am avut prilejul să văd doi monștri sacri cu adevărat, cu ani de zile în spate, cu ani uimitori de teatru în spate. Amândoi erau și regizori și actori, nu i-am auzit însă niciodată certându-se, nu i-am auzit niciodată contrazicându-se. Spectacolul a fost, se numea Doctor Minune, a unui scriitor român, Hristache Popescu, și am stat cu uimire la fiecare repetiție și mai apoi la fiecare spectacol. Este poate din puținele momente pe care un secretar literar le trăiește, să fie la repetiții. Adesea am spus și spun și acum, repetițiile sunt uneori mai valoroase și mai importante și mai interesante chiar decât spectacolele. Pentru că acolo vezi cum se naște, cum magma aceea intră în relație și se mișcă și până la urmă se naște spectacolul. Și am fost, mai mult decât pot să spun direct, reconstruirea teatrului din Brăila, am fost martorul cel mai prezent și cel mai direct. Spațiul brăilean, care mi-a adus imense mulțumiri, imense bucurii, schimbări fundamentale în destinul meu, și ca om, și ca profesie, acolo unde am reconstruit din nimic un edificiu remarcabil. După muncă multă, cu ajutorul și voința celui atotputernic, a răsunat gongul inaugural al acestui edificiu, noul edificiu. A fost o seară unică. Reprezentanții tuturor forurilor locale, invitați ai Ministerului Culturii, mai ales public, ne-au onorat prin prezență. Îndelugate aplauze și cuvinte de sinceră mulțumire și încurajare în noul drum al acestei importante instituții de cultură. Propun ca să împărțim aceste aplauze. Actorul Constantin Codrescu avea tot ce își dorea. Roluri frumoase, aplauze și dragostea publicului și faimă. Însă omul, Constantin Codrescu, tângea după ceva ce publicul nu-i putea oferi. Familie. Primele trei căsătorii, dintre care una cu celebra actriță Marga Barbu, au fost sortite eșecului. Prima soție a fost la un pas să moară otrăvită chiar de mama actorului. A doua a dobândit patima alcoolului.
Despre Marga, cea de-a treia soție, ziarele vremii au consemnat tot felul de povești, care mai de care mai romanțate. Am mers împreună, am crezut împreună, am sperat împreună, am muncit împreună, am viețuit împreună, ne-am iubit, ne-am certat, ne-am despărțit din păcate. Unii suntem încă aici, alții au plecat în spații încă necunoscute. La Brăila, actorul avea să descopere că destinul nu-l adusese doar pentru a reconstrui teatrul, dar și pentru a-și reconstrui el însuși viața personală. Brăila a fost un spațiu uriaș al vieții mele, o răscruce, o încrucișare de destine, o hotărâre de undeva fundamentală pentru viața mea și de bine și de rău. Și în orice caz cu un uriaș miracol care este familia mea. Cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? Ea a venit la teatru, la noi, a fost angajată, ea lucrase la o fabrică de covoare, de țesut covoare, o durea ochii, era obosită și s-a întâmplat să fie primită la Brăila. Și datorită caracterului ei și a strucutirii ei, un om excesiv de cinstit, de devotat, aș putea să spun, a pătruns în teatru, a rămas în teatru, a pătruns în gândul meu, în inima mea și ea și alături de ea cei doi copii ai mei pe care i-am înfiat. Câți ani avea dânsa când v-ați cunoscut? 27-28 de ani avea, dar eu aveam, era mai mare ca ea. Avea doi băieți mici, doi gândaci. Paul, care sunt primele tale amintiri cu tata Puiu, nu? Da. Câți ani aveai? Cred că 9 ani. Uh-huh. Și este de la Sfântul Gheorghe și, din păcate, nu chiar fericită, să zic așa. Pentru că în primele săptămâni când am ajuns la Sfântul Gheorghe, știu că am locuit o perioadă în teatru. Până am ajuns la... Până ne-au dat locuința. Fusesem numit coordonator și conducător al noii secții române a teatrului din Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Când am pășit la Sfântul Gheorghe, cu noua mea familie, mi s-a oferit cu o prea discutată dificultate ca spațiu locativ o cameră din interiorul teatrului de circa 16 metri pătrați cu o înălțime generoasă, dar compensată prin placa de beton sclivisită ce ținea loc de pardoseală și printr-o fereastră prea înaltă și defectă. Băiatul cel mic, Edi, s-a trezit speriat, întrebând temător, unde ne aflăm? Parcă am fi în pușcărie, mama. Aici mi-am petrecut toamna și iarna din acel prim an în condiții improprii, chiar periculoase pentru sănătatea copiilor. Deși ai locuit în teatru, n-ai fost niciodată tentat de lumea asta? Nu. Ca să... Cred că trebuie să te naști cu o chemare, să ai ceva spre teatru, film și așa mai departe. Lângă tine Andreea, fiica ta, deci nepoata lui tata Puiu, nu? Da. Andreea, cum te adresezi tu lui tata Puiu? Întotdeauna cu Bunelu. Bunelu? Bunelu se zice la bunic în Moldova. Bunelu, nu? Ce faci împreună cu Bunelu? Stați de vorbă, povestiți? Stăm de vorbă, ne sfătuim, îi cer sfaturi în legătură cu anumite experiențe prin care trec. Ce înseamnă familia pentru tata Puiu? La fel de mult ca și pentru noi. Să, ori de câte ori avem timp și ne facem timp să fim împreună, să petrecem cât mai mult timp împreună. Mama, că tot mama îi zice și tata Puiu, care este mama ta, așa, fratelui tău, da, a adunat cumva în jurul dânsei toată familia, nu? Care să fie secretul unei relații de durată, unei căsnicii atât de frumoase? Tocmai a spus mama. Cred că dânsa ne ține împreună, uniți,
și face toate aceste lucruri posibile. La mine, în familie, este multă iubire și dragoste și prietenie și cinste. Asta le cer și prietenilor mei. De câți ani sunteți aici, în colțul acesta de rai din Germănești? În căsuța asta mică, așa? De 37 de ani. Aici a fost începutul. Eu, având doi copii mici, în următorul an a venit și fetița care o luase de crescut dumnealui. Și atunci am crescut pe toți trei aici. Câți ani aveau băieții? Cel mic avea 4. Edi avea 4. Edișor avea 4 anișori. Paul avea 7 anișori. Și Anca avea 6 anișori. Eu n-am avut copii. N-am putut să am copii. Nu mi-a hărăzit Dumnezeu acest lucru. Am iubit foarte mult copii. Și Dumnezeu a făcut ca această tânără femeie să aibă doi copii. Să aibă doi copii, doi băieți. Care pe care i-ați luat ca și copiii dumneavoastră. Sunt copiii mei, nici nu se poate discuta. Crescuți de mici, nu? De mici, da, bineînțeles. Acum sunt flăcăi în toate. Au și ei la rândul lor copii. Eu am mai făcut ceva la Brăila, am înfiat o fată. Am văzut în carte... Ancuța am reținut Da, Anca, o chem, Ancuța, dar da. Acolo am citit că Ancuța a venit în viața dumneavoastră într-un moment cumva de cumpănă. Da, asta. Am crezut că fierea ei va salva ceva. Ce anume? Și adică fost viața ce trebuia mea să salveze? Alături de fosta mea soție, de Ili. Dar n-a fost să fie așa. Anca a rămas în sufletul nostru, a rămas lângă noi. Și de unde nu aveam niciunul, m-am trezit cam 3. Cu 3. O fată și 2 băieți cu cuieți. Anca, bună dimineața! Bună ziua! Bună ziua! Îți vine să crezi cu această tehnică? Suntem una alături de cealaltă atât de aproape, deși eu în România și tu în Spania. Exact. Uite, eu te-am sunat ca să te întreb despre Constantin Codrescu, despre tatăl tău, pentru că am vorbit cu el și el mi-a vorbit atât de frumos despre Ancuța. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le ai din copilăria ta? După cum bine știți, el a fost în toate zonele al țării cu piese de teatru pe care le făcea și mă lua cu el pretutindeni. Asta înseamnă că sunt momente pe care ți le amintești din culisele teatrelor, nu? Toate colțurile. Eu, cu copil fiind, mă jucam și intram în toate colțurile. Eu cred că a schimbat viața cumva, nu? Sigur. Dar eu de fiecare dată îi mulțumesc. Și ultima oră când am fost, la fel i-am spus. Mi-l poți descrie, te rog frumos, în câteva cuvinte, pe tatăl Constantin Codrescu și pe actorul Constantin Codrescu, așa cum l-ai perceput tu? Ca actor. Tata știe foarte bine că eram foarte dură cu el. Îi spuneam mereu că e dur în profesie, dar acasă era total schimbat, era alt om, un om iubitor, un om care, un tată care ne îngrijea, nu, în fiecare dimineață el ne trezea, el ne pregătea mâncarea de dimineață, el până plecam pe poartă, el era în continuu în spatele nostru și ne dădea sfaturi ce să facem la școală și ne părea un pic dur, dar acum îi mulțumim. Este un copil civilizat acolo, este departe. Dar lângă dumneavoastră, permanent, Paul și Edi. Și Edi. Sunt cei doi băieți. Sunt doi frăcăi. Asta înseamnă că pentru Edi, tata Puiu este tata, nu? Da, pentru Edișor, numai pe tata Puiu îl cunoaște. La 4 ani. Da. Cum a fost tata? Și Paul, că cum a fost? A fost un tată minunat. Și de era tata nativ. Cred că nu există un alt tată mai bun ca dumnealui. Edi și Cătălin, fiu și nepot. Care este prima ta amintire legată de tatăl tău, de maestru Codrescu? Prima amintire care pot să zic că e puțin mai vagă, mi-aduc aminte, e pe la 5 ani. Când eram la tribunal și am fost înfiat, ne-am schimbat numele. Țin minte că s-au amuzat puțin cei de acolo, că eu nu înțelegeam la ce se referă, dacă sunt de acord să cum fiatul și schimbatul numelui, eu știind că tatăl meu fiind
El, da, el era tatăl, este da, singurul tată pe care tu l-ai cunoscut și nu știai pe altcineva. Da, da, da. Dar care este cel mai bun sfat pe care ți l-a dat? Cea mai utilă lecție de viață? Cel mai bun sfat a să fim buni înțelegători cu toată lumea și mereu cu credință în Dumnezeu să avem. Asta contează cel mai mult. Să fiu sinceră, să fiu un om bun de câte ori pot și întotdeauna se poate, să iubesc tot ce mă înconjoară, să respect pe cei din jur. Să cred în Dumnezeu. Asta este tot. Poftiți, poftiți, aici e cămăruța unde am crescut bebici mici. A, aici o de cămăruță... fapt, mari și mici după mari nepoții. Mari și mici după, da, o viață da, da. Întreagă o viață este întreagă. Aici. Câte icoane! Mulțumesc că ne-ați primit, pentru că știu că suntem prima echipă sosită aici. Cumva datorită lui Silviu. Este. Da, un alt înger tot din Brăila a venit, Silviu Radu, care e un copil minunat și un om extraordinar, care ne-a făcut foarte mult bine, dar ne-am făcut mie personal și un pic rău, aducându-mi aminte de toate necazurile vieții, dar mergem mai departe. Când ați văzut filmul realizat după o viață întreagă pentru Constantin Codrescu, ce ați simțit? Ce ați spus după vizionare? Da, am avut mari emoții și de multe ori viața bate filmul. Ați trecut și prin bune și prin rele, dar până la urmă, la final, ce rămâne? Ei, bucuria totuși de a fi. Ai stat, bănuiesc, mult timp în preajma domniei sale ca să faci documentarea și producția. A durat, nu? Mai mult de un an, cred, sau mai mult? Filmul, în momentul când a apărut ideea și spun cum a apărut ideea, după acea întrevedere, în fine, au urmat mai multe întrevederi. La una din ele, nu după foarte mult timp, la a treia sau a patra întrevedere, am ajuns la el într-o dimineață, pregătiți, ora 11, era o duminică frumoasă, pe masă avea o carte de carieră a maestrului Dorel Vișan. Am văzut-o pe masă, am zis, maestre, da, zic, da, pentru dumneavoastră, domnul Codrescu, a făcut cineva așa ceva? El a zis, Silviu, cine să facă pentru mine așa ceva? Un răspuns care cred că mi-a pornit motoarele. Și vă spun acum un secret, un mic secret. După ce a văzut prima dată filmul, m-am dus timid cu el la casă. Aveam niște emoții enorme după ce am stat la masa de montaj vreo 2 luni. După un chin enorm, fiindu-mi mereu, având în minte întrebarea, oare o să-i placă? Oare ce va spune? Și m-am dus acasă, a rulat filmul 2 ore, o tăcere mormântală în sufragerie. După ce s-a terminat filmul, am văzut familia Codrescu în lacrimi. Dar spune-mi dacă ceva din ceea ce ți-au împărtășit acești oameni de-a lungul documentării nu a încăput în film și poate ne spui nou așa ca vorbă de taină. Îmi vine în minte una din întâmplări, ai să-ți dezvălui una, îmi povestea doamna Codrescu, doamna Vasilica Codrescu, îmi povestea cum în momentul când au vrut să le elimine din teatrul de la Brăila, i-au eșafodat un întreg plan diabolic pentru a-l îndepărta de acolo, dar le mai trebuia la momentele acelea și o declarație. O declarație a unui om pe care în jurul acelei declarații să țeasă un capăt de acuzare, să-l poată zdrobi. Au luat-o de pe stradă pe soția maestrului Codrescu, securitatea, au dus-o în beciurile securității. Noi, pe imagini, am ecranizat acele momente într-un mod cât am putut de artistic și cultural.
ca să nu arătăm, dar povestirile doamnei Codrescu din acele momente sunt cutremurătoare. Câți ani avea? Era o tânără, cred că de 20 și puțin, 26, cred, da? Avea doi copii, pe Paul și pe Edi, deja din prima căsătorie, copii mici. Metoda prin care au încercat să-i manipuleze mintea și să o forțeze să dea declarația, să mintă despre anumite fapte pe care domnul Codrescu nu le comisese, a fost una fizică, în primul rând. Au ținut-o dezbrăcată într-un beci, legată cu lanțul de tavan și în cap îi picura permanent câte o picătură de apă. Și toți spuneau într-una că îi vor lua copiii și vor da la un orfelinat și vor rămâne copiii pe drumuri. Adică la modul acesta. Lucruri urâte, urâte, abominabile aproape. M-au luat pe stradă și m-au dus la beciurile frumoase ale securității. Dar erau oameni buni și atunci, dar erau și unii care profitau de funcția lor și atunci îmi spuneau, uite, vezi, eu nu-l cunosc pe cel care trece, dacă vreau, până de seara, îl arestez. Așa m-au arestat și pe mine. Și cum? Ați intrat într-un beci la 27 de ani? La 26 de ani. La 26 de ani? Da, mi-au înscenat niște... Înainte veneau la teatru oamenii cu abonamente. Mi-au luat niște abonamente, le-au ascuns în contabilitate. Dumnealor au făcut reclamații, m-au arestat. Bine, că vroiau altceva, să spun niște măgării, că s-ar fi purtat domnul Codrescu. Și cum, nu cum au vrut să vă determine să spuneți păi, cum așa? M-au arestat, m-au ținut într-o cămăruță foarte îngustă în lanțuri, cu picătura chinezească. Simțeai că îți găurește capul, picătura aia, pic, pic. A fost un moment așa de groază din viața mea, care am încercat să-l uit. Uite acum cu filmul lui domnul Codrescu, le-am retrăit pe toate. Bine, în film e așa o mică parte din ce mi s-a întâmplat. Dar câte zile ați stat acolo? Să nu mai pățească nimeni. Am stat 2 săptămâni. Dar nu putea să scoată de la mine ceva ce nu era adevărat și atunci a trebuit să-mi dea drumul. Suntem maestri ai întâmplărilor oribile și în fapt și în suflet și în gând, nu mai spun. Nu, a fost ceva îngrozitor. Am plătit teribil, am suferit îngrozitor, dar am trecut. Mi-a dat Dumnezeu putere să trec. La fiecare întâlnire cu dumneavoastră aveați crucea. Da. Da. Asta este. Ăsta e adevărul. Și aici este el. Cel răstignit tot de noi oameni. Dar el a oferit în schimb împăcare, iertare, cinste, iubire, adevăr. De ce o refuză? De ce refuză? De ce refuză? Uiu, de mulți ani n-aș putea să precizez, poartă la gât o cruce de care nu s-a despărțit niciodată și care probabil este puntea lui spre Dumnezeu, spre divinitate, spre viața următoare. În cazul dumneavoastră, credința vine din educație, vine din familie? Dar cred că de acolo, din adânc, din familie. Din rădăcini? Din rădăcini și din nevoie de cunoaștere și din
din sentimentul acesta superb care se numește smerenie. Este extraordinar. Avem nevoie de smerenie. Smerenie duce la iubire. Iubirea duce spre Dumnezeu, spre calea adevărată. Dacă am uita să ne iubim, ce bine ar fi. Ce înseamnă emoția aplauzelor pentru dumneavoastră? Ce înseamnă aplauzele? Tot. Pentru că există mulțumire mai mare pentru un actor care îi certifică și reușită și izbândă și speranță și tot ce vreți, ca aplauze. Toată bogăția repertorială abordată de maestru Codrescu, Academie, efigia, amprenta va rămâne veșnic. Pururi, a ceea ce a sădit, sădește în noi maestru Constantin Codrescu. Ca orice artist cu A mare și om cu O mare, maestru Constantin Codrescu își dorește aplauze. Iar echipa Destine ca în filme a venit în Moldova lui natală la seriile filmului românesc. Îmi pare nespus de rău că nu pot fi alături de dumneavoastră. Pentru mine ne-ar fi fost decât un prilej de cinstire, de mulțumire, de prețuire, de adâncă și caldă și prețioasă reîntâlnire cu plailurile moldovene, cu Iașu cel drag, cu toată Moldova. Și cea bună și cea rea, cea frumoasă, cea de neprețuit. Nu pot decât dumneavoastră, celor ce sunteți martorii acestui eveniment, să vă urez sănătate, lumină, Dumnezeu, bună credință și iubire, fără de care nu putem fi. Domnule Constantin Codrescu, reverențe și recunoștință pentru viața dedicată filmului, teatrului, publicului, managementului cultural și idei de frumusețe care salvează lumea. Seriile filmului românesc, 2 octombrie 2020, acestea sunt premiile de excelență. Am să mă duc cu aceste două premii la maestru, de fapt cu un premiu, cu tot cu, și o să-i spun exact cam cum ar fi spus el, dacă ar fi fost ca acesta să fie un Oscar românesc și să înceapă să mulțumească publicului, să înceapă să mulțumească sufletelor, să înceapă să mulțumească lui Dumnezeu. Mulțumim încă o dată. Maestre, vin către tine. Acești nemeni sunt stare de orice. Să reflectez serios la ce mi-a spus. Vă mulțumesc. Nu am ieșit pentru că am rămas cumva gânditoare. Sigur că m-a emoționat teribil filmul. Sigur că e mare lucru să poți aduce atât de multe emoții în viața ta, cum a adus maestru Codrescu. Dar am rămas gânditoare și puțin tristă pentru că am văzut filmul cu o mască,
pentru că am văzut puțin oameni în sală, tot din cauza pandemiei. Dar sunt convinsă că acele aplauze, câte am văzut și câte am simțit, sunt din suflet, din sufletele celor care au acceptat să fie aici. Și toate aceste aplauze le strâng tare, tare și plec cu ele către dumneavoastră. Vă iubim! Nu există preț și plată mai frumoasă decât asta. Aplauze. Aș fi bucuros ca în viață să... Se face convoiul ăsta trist când pe ultimul drum ar fi bine să-i o tăcere absolută, nu aplauze înainte. O imensă tăcere. O imensă tăcere, o lacrimă, mulțumire, o plecare, o înclinare a unui cap, a unui suflet. Dar toate astea nu pot fi dacă nu este iubire, Doamne. Ce vă doriți cel mai mult? După o aniversare frumoasă la 89 de ani. Liniște, liniște, liniște și pace. Nu numai pentru mine, pentru tot. Și iubire, Doamne. Iubire. Trebuie să iubim, Doamne. Și să respectăm pe El. Nimic fără Dumnezeu. Acel minunat nihil, sine de om. Nu putem să-l uităm. A fost înscris pe drapelul țării. Și ne întoarcem iar înapoi la cel 1 decembrie. Nihil, sine de om. Farmacia inimii.